Pufuleții reprezintă una dintre gustările preferate de români, aceste snacks-uri fiind apreciate de consumatorii de toate vârstele. Cu toate acestea, întrebarea aflată pe buzele multor persoane este câte calorii se ascund într-o pungă de pufuleți. Pufuleții sunt preparați din porumb și ulterior prăjiți în ulei, iar valoarea calorică a acestora poate să difere în funcție de marcă și dimensiunea ambalajului. De obicei, o pungă standard de pufuleți conține aproximativ 100 de grame de produs și livrează între 500 și 600 de calorii. Deși reprezintă o gustare bogată în calorii, însă furnizează cantități reduse de nutrienți esențiali precum proteine, fibre și vitamine. Prin urmare, este recomandat să-i consumăm cu măsură, dacă vrem să optăm pentru varianta unei alimentații sănătoase și echilibrate. Pentru a integra pufuleții într-un regim alimentar echilibrat, trebuie să fim conștienți de dimensiunea porțiilor și frecvența consumului. În loc să consumăm întreaga pungă de pufuleți odată, putem alege să măsurăm o porție mai mică și să ne bucurăm de acesta ca o gustare de ocazie. În plus, putem să îi asociem cu alte alimente sănătoase pentru a crea o gustare mai echilibrată. De exemplu, adăugarea unei mici cantități de brânză slabă sau unor feliuțe de legume proaspete poate contribui la un echilibru între carbohidrați, grăsimi și proteine. Acest lucru ne ajută să ne simțim sătui și să obținem o gamă variată de nutrienți în același timp. Desigur, există opțiuni mai sănătoase decât pufuleții, cum ar fi gustările din legume deshidratate, nucile, semințele sau fructele uscate. Acestea aduc un aport mai însemnat de nutrienți și conțin mai puține calorii comparativ cu pufuleții. În concluzie, pufuleții pot fi savurați ca o gustare sporadică, cu mențiunea că aceste produse conțin coloranți, îndulcitori și arome artificiale obținute sintetic în laborator, relatează doctorul zilei.ro.